Domnia voivodului Constantin Brâncoveanu a fost considerată una dintre cele mai remarcabile din istoria țării românești. Diplomat, intelectual, Constantin Brâncoveanu a fost și unul dintre cei mai prolifici ctitori, după cum au reținut cronicarii epocii, care spuneau despre el că avea mare râfnă și fierbinte dragoste spre a zidi și a înfrumuseța lăcașurile lui Dumnezeu. Alături de el și prea creștina lui Doamnă Maria, cu aceeași râvnă către cele dumnezeiești, alte multe zidiri, biserici au făcut și cu toate podoabele minunat le-au înfrumusețat și le-au grijit. Printre multele danii de preț pe care le-a oferit ctitoriilor sale, broderiile și țesăturile reprezintă cel mai bine puternica determinare a voievodului muntean de a reda bisericii ortodoxe strălucirea imperială de altădată. De o frumusețe inegalabilă sunt broderiile provenite din tezaurul mănăstirii Hurezi, ce au fost realizate de o celebră artistă din Constantinopol, Despineta. O pereche de mânecuțe brodate cu fir din argint aurit și mătase colorată, decorate din abundență cu perle, exprimă trăsăturile unui stil artistic care se îndepărtează de influențele ornamentice otomane și se reorientează către repertoriul decorativ al renașterii italiene. Modul detaliat în care sunt realizate chipurile personajelor reprezintă punctul forte al talentului Despinetei. Virtuozitatea sa în utilizarea firelor de mătase colorată, asemenea unei picturi cu acul, este cel mai bine vizibilă la epitrahilul cu portrete votive ale familiei domnitorului. Alături de Constantin Brâncoveanu și de soția sa, doamna Maria, sunt reprezentați extrem de realist cei patru băieți ai familiei, coconii domnești, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Tot de la mănăstirea Hurezi provine și un văl de tâmplă broșat cu fir de aur pe catifea vișinie. Materialul suport și elementele decorative ale chenarului indică proveniența italiană a piesei. Cele două embleme heraldice, pajura basarabilor și vulturul bicefal încoronat, sunt însemne ale autorității domnești, dar și ale statutului de stavropighie a mănăstirii. Răspunderea directă față de Patriarhia de Constantinopol poate fi și motivul pentru care domnitorul a dăruit o somptuoasă mitră ornată cu perle și pietre prețioase cusute pe un fond realizat în întregime din fir de argint aurit. Pe lângă comenzile alocate atelierelor din străinătate, putem presupune că existau și ateliere locale care aveau o abordare particulară a decorului vegetal. Aceasta este vizibilă în cazul unui suport brodat realizat pentru icoana de argint a Maicii Domnului cu pruncul, cizelată de cunoscutul meșter brașoven Gheorghe Mai al II-lea. Autorul broderiei a căutat să construiască un frumos dialog cu vrejurile vegetale opulente de pe rama icoanei. Aceeași bogăție de plante și flori stilizate o regăsim și pe epitaful Sfântului Antim Ivireanu, brodat cu măestrie pe mătase galbenă. Odorul, dăruit de mitropolitul cărturar al țării românești, ilustrează prin amplitudinea modelelor decorative faza barocă a broderiei muntenești de tradiție bizantină.